Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un accident grav s-a produs duminică dimineață pe șoseaua Călan-Hațeg, în localitatea Bretea Străiului. Doi oameni și-au pierdut viața în urma impactului dintre două mașini. Deși mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, în municipiul Deva au apărut primii brazi, de la cei mai mici până la cei înalți de câțiva metri, de la cei mai ieftini până la cei de câteva sute de lei, cu toții vor ajunge să fie împodobiți în casele devenilor. În orașul Simeria a fost inaugurat cel mai modern parc de afaceri din zonă, o investiție care are drept scop îmbunătățirea infrastructurii regionale de afaceri, în vederea obținerii unei creșteri economice. Proiectul a fost realizat printr-un parteneriat încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Primăria orașului Simeria, iar valoarea investiției este de peste 21 de milioane de lei. Are 17 ani și a dus deja steagul județului nostru și al țării pe câteva dintre cele mai înalte piscuri montane din lume. Și-a lansat o carte și este cetățean de onoare al municipiului Deva. Ea este Alexandra Marcu și este un om care știe pentru ce trăiește și cu care județul Hunedoara se poate mândri. Micii fotbaliști cu vârste de 9 și 10 ani de la clubul sportiv CFR Simeria îl așteaptă bucuroși pe Moș Crăciun, după ce ieri au câștigat trofeul Cupa Crăciunului, dar au pus mâna și pe 4 titluri individuale. Competiția s-a desfășurat la Simeria și a adunat la start 7 echipe din 3 județe. Despre toate acestea vorbim chiar acum în jurnal. Un accident grav s-a produs duminică dimineață pe șoseaua Călan-Hațeg, în localitatea Bretea Străiului. Doi oameni și-au pierdut viața în urma impactului dintre două mașini. Accidentul rutier a fost provocat de un șofer din Călan care nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Doamne, de ce ni l-a luat? Doamne, de ce ni l-a luat? Accidentul rutier în care și-au pierdut viața doi oameni s-a produs pe drumul național 66 între Călan și Hațeg. Duminică dimineață, în jurul orei 8, un șofer din Călan a pierdut controlul mașinii pe care o conducea. Într-o curbă periculoasă din zona localității Bretea Străiului, autoturismul a ajuns pe contrasens și a izbit frontal mașina condusă din sens opus de un bărbat în vârstă de 46 de ani din Oțelul Roșu. În urma impactului, ambii conducători auto au decedat, în ciuda intervenției echipelor medicale de urgență. Trupurile lor au fost scoase din mașinile zdrobite cu ajutorul pompierilor de la descarcerare. Potrivit polițiștilor, viteza și imprudența șoferului din Călan a fost cauza principală a tragediei. Conducătorul autoturismului de culoare verde, care circula dinspre Călan spre Hațeg, a pătruns pe contrasens, intrând în impact cu autoturismul de culoare gri. Se pare, din primele cercetări, că viteza a condus la acest tragic accident de circulație. Traficul rutier a fost blocat în zonă pentru aproximativ o oră de la producerea accidentului, pentru ca polițiștii să poată efectua cercetarea la fața locului. În orașul Simeria a fost inaugurat cel mai modern parc de afaceri din zonă, o investiție care are drept scop îmbunătățirea infrastructurii regionale de afaceri, în vederea obținerii unei creșteri economice. Proiectul a fost realizat printr-un parteneriat încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Primăria orașului Simeria, iar valoarea investiției este de peste 21 de milioane de lei. Una dintre cele mai moderne investiții din orașul Simeria și-a deschis porțile la finele săptămânii trecute. Este vorba despre parcul de afaceri, prin care se dorește dezvoltarea economică din zonă. Parcul de afaceri este amenajat pe o suprafață de peste 11.000 de metri pătrați și cuprinde 4 clădiri. În una dintre acestea se află birourile administrative pentru platformele expoziționale în aer liber, în timp ce două clădiri cuprind hale pentru producție. În clădirea principală sunt amenajate spațiile destinate operatorilor economici spre închiriere, o sală de conferințe echipată cu sistem de lumini, proiecție și sunet, o sală de cursuri, precum și mai multe spații de expoziție. Acest proiect a fost gândit nu numai pentru orașul Simeria, ci pentru zonă. Într-adevăr, condițiile s-au schimbat față de perioada 2007-2008, când
era o altă inițiativă de dezvoltare a afacerilor. Noi trebuie să îmbinăm respectarea parcului, proiectului de afaceri, planului de afaceri finanțat pe programul european cu noile realități. Noi sperăm să reprezinte un centru folosit în principal de comunitățile urbane din jur, și mă refer la Deva, Hunedoara, Călan și Orăștie, împreună să-l folosim acest spațiu pentru a promova afaceri nu numai în Simerea, ci și în zonele limitrofe. Impactul ar trebui să fie major, în sensul că pentru prima dată se deschide oportunitatea unei clădiri care să adăpostească firme în birouri decente, în condiții de colaborare și de mediere, plus că sunt două spații pentru producție, două hale industriale care ar trebui să fie ocupate de fie de un depozit logistic, fie de ceva investitor în partea de producție. Totuși, pentru ca această investiție să își atingă obiectivul general, și anume cel de îmbunătățirea infrastructurii regionale de afaceri din zonă, în vederea obținerii unei creșteri economice, este nevoie ca administrația locală să atragă cât mai multe firme și investitori. Această realizare este frumoasă, a costat mulți bani, dar ea trebuie în continuare să fie pusă în valoare. Și de aici urmează eforturile pentru dânsii de a încerca să aducă în orașul Simerea investitori care să folosească aceste investiții, să încerce să le rentabilizeze și pentru comunitate să creeze locuri de muncă. Proiectul a fost realizat printr-un parteneriat încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Primăria orașului Simeria. Valoarea investiției este de peste 21 de milioane de lei, din care aproape 8 milioane reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene. Peste 3 milioane 900 de mii de lei este contribuția administrației publice județene, în timp ce Consiliul Local al orașului Simeria a alocat de-a lungul timpului suma de peste 9 milioane 500 de mii de lei pentru realizarea acestei investiții. Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar în municipiul Deva au apărut primii brazi, de la cei mai mici până la cei înalți de câțiva metri, de la cei mai ieftini până la cei de câteva sute de lei, cu toții vor ajunge să fie împodobiți în casele devenilor. Și anul acesta, hunedoreni încep cu ardoare pregătirile pentru mult așteptatele sărbători de iarnă. Anul acesta, comercianții au adus din păduri și pepiniere frumoși brazi tufoși, ocupând în totalitate piețele din Deva. Și ei așteaptă pe clienți cu o mare varietate de prețuri și o selecție de brazi aparte, de la cei mai înalți și stufoși până la cei mai mici și cu mai puține ramuri. Comercianții sunt nemulțumiți de vânzările de anul acesta, cel puțin până acum, susținând că în anul precedent oamenii erau dispuși să cheltuiască mai mulți bani pentru un brad natural. Slabă, n-au bani. Față de anul trecut? Mult mai slabă. Ce perioada zile vindeți cel mai bine? Așa, în jurul lui amiază, așa. Da. De unde aduceți brazii? Din ce zonă? Sunt românești? Da, Alba. Deci nu sunt de import? Nu, nu. De la 15 lei la 100 de lei. Și anul acesta, mulți dintre deveni preferă să aibă în casă de Crăciun un brad natural. Cu toate acestea, oamenii spun că vor alege bradul pe care îl vor împodobi în funcție de venit. Funcție de venitul nostru, de pensionare. Și vă orientați înspre un brad mai mic sau un brad mai mare? Un brad mai mic, da. Aveți nepoți care să se bucure de el? Dar nepotul e mare deja și nici cu noi. V-ați cumpărat vreodată brad artificial? Nu, nu, nu-mi plac brazi artificiali. Numai brazi naturale îmi plac. Vă uitați și la desimea lor? Aveți și o specie? Sigur că da, sigur că da. Să fie frumos, să fie des, să fie cu plângere groase. Aveți o specie preferată? Speciile. Argentiu, da, bineînțeles. Alți deveni, în general cei tineri, preferă anul acesta un brad artificial, datorită prețului mai bun și viața mai lungă a acestuia. Am pe cel de anul trecut, nu cred că anul acesta mai cumpărăm, pentru că deja este. Deci aveți brad artificial? Da, am preferat brad artificial pentru că rezistă mai mult. Și tu ce vrei să-ți aducă moșul? O chitară. O chitară? Da. Bravo, ai fost cu minte? Da. Și nu vrei brad natural anul ăsta? Nu vreau, pentru că o să cadă mult mai repede frunzele din el.
Prețurile diferă în funcție de înălțime, astfel că devenii vor fi nevoiți să scoată din buzunare, pentru un pom de Crăciun, între 15 și 500 de lei. Ieftin sau nu, cu siguranță devenii vor alege într-un final să achiziționeze unul dintre acești superbi brazi pentru a putea sărbători, așa cum se cuvine, un Crăciun magic alături de cei dragi. Au pornit la drum cu noaptea în cap ca să aducă la oraș un crâmpei din colindurile tradiționale de pe Valea Mureșului. Îmbrăcați frumos în costume populare, îmbujorați de emoție, dar păstoriți și încurajați de preotul paroh, copiii din satele Glodghilești și Brădățel, comuna Burjuc, au venit astăzi să ne colinde. Au avut cale lungă de străbătut tocmai de la hotarul cu județul Arad, însă credința și bucuria vestirii nașterii Mântuitorului le-a dat destulă putere ca să-și ducă la capăt misiunea. În acest fel vrem să arătăm că nașterea Domnului Iisus Hristos are o deosebită importanță pentru fiecare dintre noi oamenii. Și atunci când auzim copiii cântând colindele despre nașterea Domnului Iisus Hristos, ne gândim și noi mai mult la importanța acestui eveniment care va avea loc săptămâna viitoare. Am cântat o colindă tradițională de pe Valea Mureșului cu duba. Este o tradiție care se ține acolo de foarte mulți ani și acolo doar bărbații merg cu duba, nu merg și fetele. Eu am încercat să iau și copiii, să inițiez în tainele colindelor, să iau și fetele, să promovăm aceste valori ale poporului nostru român. Și astăzi am colindat în 6 locuri și mai avem de colindat încă în 2 locuri, iar pe urmă vom merge acasă. Colindătorii noștri au fost omeniți cu cozonac, suc și bomboane ca să mai prindă puteri. Impresionată de strădania copiilor veniți de la atâta depărtare, redacția Hunedoara TV a pus mână de la mână și a încropit o sumă frumușică răsplată pentru colindători. Vă urez sărbători fericite alături de cei dragi! Astăzi a început distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană și la Petroșani. Oamenii au stat la coadă cu noaptea în cap ca să fie siguri că intră în posesia celor două cutii, cu toate că fiecare pensionar înscris pe listă beneficiază de aceste alimente. Astăzi, pensionarii au fost prima categorie de beneficiari care și-au putut ridica alimentele primite ca ajutor de la Uniunea Europeană. Fiecare s-a descurcat cum a putut și pentru că s-au distribuit câte 2 cutii de persoană, mulți au încărcat alimentele în taxi. La fel ca și în ceilalți ani, ca să fie mai siguri, oamenii s-au așezat la coadă încă din toiul nopții. De la ce oră sunteți aici? Nu știu, că nu... Pe la 9, cam așa. 9 jumătate. Sunteți mulțumiți de alimente? De la 6 sunt aici. Sunteți mulțumită de alimente? Păi atunci ce să faci? Trebuie să fii. Dar ce faci? Da, 4. Dar știați că doar de la 8 jumate se încep distribuirea? Da, mulți au fost de la 7 seară. S-au scris pe... Mulți au plecat acasă, nu au stat aici. Lasă, nu stau. O fost listă cu... O trecut pe caicare, după cum a venit. Foarte bune! Mulțumim foarte Dumnezeu bună, că ne dă, că altfel ce făceam? Cu 3 milioane jumate ce să faci? Pe amaru. La ce oră ați venit aici? Eu n-am venit așa din noapte, la ora 8 am venit.
După cum ați văzut, avem oameni la distribuire, avem un recepționer, pentru că trebuie să un gestionar care va prelua aceste cupoane. Problema este că alimentele sunt mai puține, am avut ceva întrebări de dimineață, adică nu mai sunt 17 kg de făină, sunt numai 4. Alimentele sunt distribuite în mod egal în două cutii, oamenii primesc aceste alimente și să sperăm că vom reuși să le... Deocamdată am primit două transporturi, am primit 3200 de cutii, și vom mai primi încă un transport în perioada asta. Să sperăm că treaba merge. Mâine este rândul persoanelor cu handicap grav și accentuat să-și ridice ajutorul alimentar de la Uniunea Europeană, iar miercuri sunt așteptați șomerii cu indemnizație de până la 400 de lei. Joi vor putea ridica alimentele persoanele care beneficiază de ajutor social sau alocație de susținere. Are 17 ani și a dus deja steagul județului nostru și al țării pe câteva dintre cele mai înalte piscuri montane din lume. Și-a lansat o carte și este cetățean de onoare al municipiului Deva. Ea este Alexandra Marcu și este un om care știe pentru ce trăiește și cu care județul Hunedoara se poate mândri. Alexandra Marcu poate fi considerată un model și este ceva mai diferită decât majoritatea tinerilor din ziua de astăzi. În loc să își petreacă timpul liber cu prietenii, prin cluburi sau în fața televizorului, ea se antrenează din greu pentru a cuceri cele mai înalte vârfuri montane din lume. Are doar 17 ani și este deja una dintre cele mai tinere și mai cunoscute alpiniste din România, până la această vârstă reușind să ajungă pe 5 dintre cei mai înalți vulcani din lume, respectiv Kilimanjaro din Africa, Elbrus din Europa, Pico di Arizaba din America de Nord, Demavand din Asia și Giluve din Papua Noua Guinee. De fiecare dată când ajunge pe un vârf, primul lucru pe care Alexandra îl face este să ridice steagul orașului ei natal, al județului și al țării. Datorită ei, însemnele Devei au ajuns pe cele mai înalte piscuri de pe planetă, iar în curând, acestea vor ajunge și pe vârful Ojos del Salado din America de Sud, cel mai înalt vulcan activ din lume, care are o altitudine de 6.893 de metri, unde Alexandra va pleca la finele acestui an. Pentru anul viitor, planurile tinerei de vence sunt la fel de mărețe. Pe prima listă se află vârful Sidley din Antarctica, va fi al 7-lea vulcan, ultimul vulcan din circuitul celor 7 vulcani. Doamne ajută să reușim să ducem steagul României și pe acest vârf și să ne întoarcem cu bine. Ce o determină să urce pe culmile planetei și ce anume îi dă forța necesară să nu renunțe, ne spune chiar Alexandra. Mă determină faptul că am susținerea tuturor celor din orașul meu, din județ, din țară, să știu că sunt ajutată de atât de mulți oameni, să știu că se bazează pe mine, că își pun încrederea că voi reuși să ajung acolo în vârf și să înalți steagul României, să arăt că și noi putem, că și în România se pot face lucruri extraordinare. Asta pentru mine e cea mai mare realizare. Chiar dacă are doar 17 ani, putem învăța multe de la Alexandra. Iar acum, la finele de an, tânăra alpinistă are și un mesaj pentru telespectatorii Hunedoara TV. Aș vrea să le spun să facă întotdeauna ceea ce își doresc, fiindcă cu siguranță se poate. Și fiindcă eu îmi promovez foarte mult țara alături de părinții mei, aș vrea să se gândească să nu-și pună doar întrebarea ce face țara lor pentru ei, ci ce fac și ei pentru țară. Alexandra Marcu, una dintre cele mai tinere și cunoscute alpiniste din lume, este un om cu care județul Hunedoara se poate mândri. Familia Brânzan se află într-un adevărat impas. Lucreția Maria Brânzan, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, a fost lovită de soartă. În urmă cu o lună a aflat că suferă de leucemie mieloblastică acută.
După 15 ani ca medic la medicina de urgență, unde a salvat multe suflete, acum Maria este cea care așteaptă salvarea. Maria are nevoie de un transplant de măduvă roșie hematogenă, care se poate efectua în România, dar și în străinătate. Costurile transplantului se ridică la 130.000 de euro. Diagnosticul dat Mariei nu poate aștepta. Atunci, nici noi nu trebuie să așteptăm să oferim din multul sau puținul nostru pentru a-i da o șansă Mariei. Să facem cu toții un miracol pentru ea, pentru soțul ei Robert și în special pentru cele două fetițe minunate pe care le au. Ajută din suflet, donează! După ce săptămâna trecută am văzut cum sunt împodobite orașele Deva, Călan și Hunedoara, dar și cum îl așteaptă micuții din aceste localități pe Moș Crăciun, astăzi a venit rândul orașului Hațeg. Vă invit să facem o plimbare pe străzile frumos împodobite din Hațeg. Îți place cum este împodobit orașul? Da. Și ce-ți place ție cel mai mult? Pentru că este frumos cum este împodobită primăria. Și pe Moș Crăciun îl aștepți? Da. I-ai scris scrisoare? Încă nu. Dar o să-i scrii, presupun, nu? Da. Și ce vrei tu să-ți aducă? O mașină de gunoi de jucărie și niște hainte. Cum îți place orașul așa împodobit? Păi frumos. Este ceva anume ce-ți place mai mult? Da, aici parcul mare îmi place mai mult. Pe Moș Crăciun îl aștepți? Da. Scrisoare, i-ai scris? Da. Și ce vrei să-ți aducă? Asta am uitat. Cum, nu știi ce cadouri vrei? A, da, multe dulciuri și pisoare din alea de jucărie. Îți place orașul așa cum este? Ce-ți place cel mai? Bradul. Și altceva? Și luminițele. Le aștepți pe Moș Crăciun? Da. Ce ți-ai dori să-ți aducă? O tabletă. Și ai fost cu minte? Da. Le-ai scris scrisoare? Da. Nu doar copiii sunt încântați de beculețele multicolore și de atmosfera magică din acest oraș, transformat acum în prag de sărbători într-un orășel de basm. Ce părere aveți despre oraș, cum arată acum în prag de sărbători? Frumos, foarte frumos acum. Acu-i frumos. Deci vă place? Cui nu-i place ce-i frumos? Și nouă că suntem bătrâni, dar lor că-s copii. E frumos. În ediția de mâine a jurnalului Hunedoara TV vă invităm să vă plimbați alături de noi în municipiul Orăștie. Minerva Pâs, din satul Nălaț, care a împlinit 89 de ani în această vară, a fost sâmbătă sărbătorită a ediției cu numărul 46 a campaniei civice Premianții fără premii. În urmă cu 27 de ani, femeia l-a criticat public pe Nicolae Ceaușescu, iar protestul său a fost făcut cunoscut pe vremea comunismului la postul de radio Europa Liberă. Zeci de deveni au luat parte la ceremonia tradițională, care are loc în fiecare sâmbătă în centrul orașului Deva. Undeva lângă Hațeg, la 3-4 km, o doamnă scria în 1987 fostului președinte comunist Nicolae Ceaușescu o scrisoare prin care își manifesta disprețul, nemulțumirea față de ceea ce însemna la vremea respectivă politica din România. Un artist plastic care a ales să transmită lumii modul în care vine din urmă poporul român și cum vrea să meargă mai departe în lume, arătând care valori, arătând care foarte, foarte multe lucruri bune. Devenii prezenți la cal în sâmbăta friguroasă de decembrie au ținut să o cunoască și să o felicite pe Minerva Pâs. Hunedoreanca a primit o diplomă semnată de toți cei prezenți, un buchet de flori tricolor, pe care a ținut să-l sărute și o insignă cu însemnele campaniei din partea organizatorilor. Bătrâna este o femeie care l-a înfruntat pe fostul șef de stat comunist, Nicolae Ceaușescu. I-a scris o scrisoare care a fost citită mai multe zile la rând, chiar de mai multe ori în aceeași zi, la postul de radio Europa Liberă, blamând mărețele realizări ale epocii de aur.
Ce v-a determinat să scrieți acea scrisoare către Ceaușescu? Seara când se culcau găinile, venea mașina de la operație și lua găina de, adormită de pe lat și o ducea la, Hanțeg, la aprozar, să mergeau care le trebuia din șef și le mâncau. Și eu le țineam pe mâncare. Asta m-a determinat. O venit ca să spună că curent de 25 de vat becul numai. Și la Ceaușescu era sala plină de lumină sus, deasupra lui, când el turna la minciuni. Și determinat. M-am înfuriat și atunci am scris. Dar nu știu nimeni din familie, numai eu de treaba asta. Se pare că regimul comunist nu a bănuit nicio clipă că semnatarul scrisorii atât de vehemente era o hunedoreancă de la țară, deși a fost chemată la securitate din cu totul alte motive. Mă credeam că când m-am găsit, am scris. Nu e adevărat. Când am văzut că despre ce vorba zic cu corespondența, am prins curaj și când am plecat, mi-a zis cu listul că s-a fost apreciat de discuția cu mine, că n-am plâns. Cum să plâng că știam că au ajuns cu bine acolo unde trebuie. De-a lungul vremii, Minerva Pâs a realizat peste 100 de costume populare pentru copii și alte sute de lucrări care au ajuns în Franța, Austria, Israel, Canada, Statele Unite ale Americii, Japonia, Germania sau India. Sâmbătă, în impunătoarea catedrală din Orăștie, s-a desfășurat festivalul coral interjudețean de muzică sacră Cu noi este Dumnezeu. Astfel, festivalul, inițiat în urmă cu 24 de ani de către compozitorul, dirijorul și profesorul de muzică Ioan Popa, a reunit an de an valoroase formații corale din Transilvania, Banat și nu numai. La ediția din acest an a festivalului concurs interjudețean de muzică sacră și colinde Cu noi este Dumnezeu, care s-a desfășurat la Catedrala Ortodoxă din Orăștie la sfârșitul săptămânii trecute, marele premiu și trofeul au fost acordate coralei parohiei Buna Vestire din Deva, dirijată de profesorul Gelu Onțanu Crăciun, care a obținut și diploma pentru cel mai bun dirijor. Corala parohiei Buna Vestire din Deva este cunoscută atât pentru activitatea din cadrul parohiei de care aparține, dar și prin participarea sa la diverse acțiuni culturale pe plan județean, național și chiar internațional. Începând cu anul 1996, pregătirea acestei formații este încredințată profesorilor și dirijorilor Gelu și Mariana Onțanu Crăciun. Corala parohiei Buna Vestire Deva este alcătuită din coriști amatori de diferite vârste și profesii, fiind apreciată de comunitatea locală ca una dintre cele mai bune corale de parohie din județul Hunedoara. La concurs au participat coruri din județele Hunedoara, Timiș, Arad, Bihor, Vâlcea și Maramureș. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. În anul 2015, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță. În anul 2015, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și unităților din articolul 93 din legea privind reforma în domeniul sănătății, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora, se arată într-un document oficial. Guvernul păstrează astfel măsurile prin care nu acordă premii, tichete de masă și nici prime de vacanță bugetarilor. Totodată, se anunță că munca suplimentară peste durata normală a timpului de lucru, inclusiv în weekenduri și de sărbători, va fi recompensată cu timp liber și nu cu bani. De asemenea, începând cu luna ianuarie 2015, valoarea de referință din legea salarizării bugetarilor, care reglementează calcularea acestora, va fi înghețată și în anul viitor la 600 de lei. Singurele excepții se aplică în cazul profesorilor, ale căror salarii urmează să fie majorate în două tranșe.
cu până la 5% din martie și cu până la 5% din septembrie și în anumite condiții și angajațiilor din străinătate. Registrul Auto Român va avea program normal de lucru în toate reprezentanțele sale din București și din țară, pe 24 și 31 decembrie anul curent. Din respect pentru clienții săi, Registrul Auto Român va presta toate activitățile clienților care au programări pe 24 și pe 31 decembrie. În 2015, Registrul Auto Român își va relua activitatea pe 5 ianuarie, se arată într-un comunicat de presă. Grupul de inițiativă Civitas din Deva a formulat o petiție către primăria municipiului de la Poalele Cetății pentru reducerea timpului de așteptare la semafor, atât pentru pietoni cât și pentru șoferii aflați în trafic. Inițiatorii petiției susțin că reducerea timpului de așteptare aduce implicit și reducerea numărului de noxe, dar și a consumului de combustibil. Civitas Deva propune ca timpul de așteptare a culorii verzi la semafoarele ce dau acces în arterele principale să crească de la 22 de secunde la 30 sau 35 de secunde, fapt ce va aduce la timpii mai mici de așteptare pentru pietoni. O altă doleanță este setarea semafoarelor pe galben intermitent în intervalul 22-6, în zilele din cursul săptămânii și între 20 și 6 în weekenduri, având în vedere faptul că în această perioadă traficul este mai redus. Prin acest lucru se reduce și zgomotul puternic emis de semafoare, ce poate fi deranjant pe timpul nopții pentru locuitorii din apropierea lor. În Deva au fost amplasate 141 de semafoare pentru vehicule și 166 de semafoare pentru pietoni. Un număr de 18 deputați PSD, printre care și parlamentarul de Hunedoara, Natalia Intotero, au făcut duminică un apel la președintele PSD, premierul Victor Ponta, solicitându-i ca din viitorul guvern să facă parte oameni tineri, integri și profesioniști, ei apreciind că astfel de oameni în executiv vor ajuta la revitalizarea și credibilizarea PSD. Deputații PSD semnatari consideră că partidul are nevoie de oameni noi, cu idei noi, chiar dacă ei nu fac parte din conducerea partidului. Programul privind reabilitarea, modernizarea ori construcția unor noi sedii ale instanțelor ori parchetelor a fost parafat printr-un memorandum aprobat de guvern. Astfel, începând de anul viitor și până în 2020, de acest program vor beneficia majoritatea instanțelor din țară, toate curțiile de apel, tribunalele și judecătoriile aflate în municipiile reședințe de județ. În plus, în aceste sedii vor funcționa și serviciile de probațiune, fiind astfel realizate pe termen lung economii prin renunțarea la sediile închiriate în acest moment, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției. În județul Hunedoara, potrivit Programului Național de Investiții pentru Reabilitarea Sediilor Instanțelor, va fi realizat un nou sediu la Deva. Rămâneți alături de noi, revenim după câteva minute de publicitate. Continuăm jurnalul cu informații din sport. Micii fotbaliști cu vârste de 9 și 10 ani de la Clubul Sportiv CFR Simeria le așteaptă bucuroși pe Moș Crăciun. După ce ieri au câștigat trofeul Cupa Crăciunului, dar au pus mâna și pe 4 titluri individuale. Competiția s-a desfășurat la Simeria și a adunat la start 7 echipe din 3 județe. Cine e campioana? CFR Simeria! Așa și-au confirmat și vocal supremația membrii echipei de fotbal junior CS CFR Simeria, pregătiți de antrenorul Dorin Costea la finalul turneului dotat cu trofeul Cupa Crăciunului. Competiția care s-a desfășurat ieri în sala de sport a Școlii Generale numărul 2 din Simeria. În finala mare, puștii de la CFR Simeria au învins cu scorul de 4-1 pe viitorul Sibiu. Credeți în Moș Crăciun? Credeți că o să vină la voi? Da, credem. Ne-am schimbat părerea după acest turneu. O să vină Moș Crăciun la tine? Ce doresc să-ți aducă? O tabletă. Pe locul 3 s-a clasat echipa de pitici a retezatului Hațeg. Competiția, devenită deja tradiție la Simeria, a fost una foarte disputată și spectaculoasă. Dovadă faptul că în cele 13 jocuri s-au înscris în total 51 de goluri. Organizatorii turneului, Clubul Sportiv CFR Simeria și Primăria Simeria, au premiat echipele care au urcat pe podium cu câte un trofeu și au oferit și 6 premii individuale.
Cel mai greu de deliberat a fost pentru titlul de cel mai bun portar, care a fost împărțit de Andrei Deac de la CFR Simeria și Sebi Bârsan de la Primavera Deva. Celelalte distinții au ajuns în posesia lui Darius Sava de la Retezatul Hațeg, apreciat ca fiind cel mai tehnic jucător, iar Toma Abrudean de la CFR Simeria a fost declarat cel mai bun jucător. Chiar ai fost cel mai bun jucător al turneului? Eu așa cred, având în vedere că antrenorii au decis. Sebi Sandu a fost golgeterul turneului cu 5 goluri, iar Robert Tamaș a înscris cel mai frumos gol. Indiferent de rezultatul obținut de elevii lor, toți antrenorii s-au arătat încântați de evoluția acestor în teren și au punctat importanța acestor competiții. Sunt foarte benefice și doresc să se facă cât mai multe în județul Hunedoara. Câștigători sunt toți copiii care au participat astăzi la competiție, toți copiii au avut de câștigat. Bineînțeles că moșul vine la toți copiii și cei care au participat la competiție și care nu au participat, dar cei care au lăsat calculatorul pentru o zi și au venit la competiție au un plus. Să citești pe fața lor bucurie, cum se bucură, cum trăiesc, n-am cuvinte, foarte frumos. În data de 21, clubul sportiv organizează, vine Moș Crăciun la ei, cu un spectacol de colinzi, niște finale la fotbal, pentru că avem o competiție și pentru amatori. Va fi un spectacol frumos în care va veni Moș Crăciun pentru toți copiii clubului CFR Simeria. Rezultatele complete, dar și o amplă galerie foto de la turneul de mini-fotbal desfășurat la Simeria, găsiți în ediția electronică a cotidianului Ziarul Hunedoreanului la adresa www.zhd.ro. Vreme frumoasă este prognozată pentru ziua de mâine, cu temperaturi ce vor ajunge până la 11 grade Celsius. Dar mai multe informații aflăm chiar acum din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi acoperit de nori în tot județul. Minimele nopții vor fi de minus 2 grade la Petroșani, 0 grade în Giurgiu, Orăștie și Hațeg, iar un grad vor indica termometrele la Vața de Jos, Brad, Ilia, Simeria, Hunedoara și Călan. Marți cerul va fi în general noros, însă se va arăta și soarele. Maximele vor ajunge în jurul amiezii la 11 grade Celsius în Hațeg. 10 grade vor indica termometrele la Brad, Simeria, Hunedoara și Călan. 9 grade vor fi la Vața de Jos, Ilia și Petroșani, iar în localitățile Giurgiu și Orăștie vor fi 8 grade Celsius. Marți noapte va ploua în tot județul, iar minimele vor fi de 0 grade Celsius la Giurgiu, Orăștie și Petroșani. 1 grad va fi la Hațeg, 2 grade vor indica termometrele la Brad, Simeria, Hunedoara și Călan, iar 3 grade vor fi la Vața de Jos și Ilia. La Deva, la noapte, cerul va fi noros, iar termometrele vor indica o minimă de 1 grad Celsius. Marți, vremea va fi în general frumoasă, iar maxima va fi de 10 grade Celsius. Marți noapte va ploua, iar termometrele vor indica o minimă de 2 grade Celsius. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Rămâneți alături de noi pentru că urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje sau sugestii pe pagina noastră de Facebook Hunedoara TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la ora 18. O seară excelentă tuturor. La revedere!